Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună la pastila de lectură, astăzi cu un subiect extrem de interesant, cu autori foarte interesanți și cărți pe măsură. Nu uitați, așa cum vă spun de fiecare dată, proiectul, campania Școala Părinților Implicați, care va dura până pe 19 mai. Noi venim înaintea noastră cu recomandări de carte din colecția Parentaj, cu specialiști, psihoterapeuți, invitați, care ne vorbesc din propria experiență și aceea de părinte, dar cu siguranță și din aceea de psihoterapeuți, partea aceasta aplicată, clinică. Astăzi discutăm cu domnica Petrovai, o dragă prietenă și colaboratoare foarte apropiată. În sfârșit mă bucur că reușim să facem, hai să-i spunem, o emisiune, eu așa spun la pastila de lectură, o emisiune împreună, pentru că domnica, fiind la Cluj, ne-a fost de-a lungul timpului foarte greu să ne sincronizăm în așa fel încât să facem emisiuni sau evenimente pe cărțile din portofoliul editurii Herald. Cum vă spuneam, domnica Petrovai, psihoterapeut, fondator Școala pentru Cuplu și Mind Education. Astăzi vorbim despre cartea Dăruiește iubirea care vindecă, ghid pentru părinți, soții Harville Hendrix și Helen Hunt. Ei, de altfel, dacă nu mă înșală memoria, au și venit în România și au ținut câteva conferințe în anul 2015. O carte, aș spune, instrument extrem de prețios pentru construirea unei relații de durată, dar și a unei relații sănătoase cu proprii noștri copii. Părintele conștient, după cum exprimă și autorii în carte, își cunoaște lipsurile și este atent ca aceste lipsuri să nu știrbească conexiunea, să nu știrbească legătura cu copilul. Folosind teoria Imago și dialogul Imago, care înseamnă oglindire, validare, empatizare, părintele conștient nu întâmpină probleme sau reușește să întâmpine copilul fără judecăți, fără, eu știu, acuzații, fără critici. Partea aceasta de, îl numesc eu, bullying domestic, ca să facem diferența de bullying-ul de la școală, ci prin disponibilitatea de a asculta și de a-i recunoaște copilului emoțiile. Aș vrea, domnica, să ne vorbești puțin despre această carte din colecția Parentaj, Dăruiește iubirea care vindecă, ghid pentru părinți, și cu ce vine nou sau cu ce vin nou soții Hendrix, Harvey Hendrix și Helen Hunt prin acest dialog, cum îl numesc ei, dialogul Imago. Cât este el de important, pentru că această teorie, această terapie, acest dialog, ei l-au mai folosit într-o altă carte foarte dragă mie, foarte dragă nouă. Este vorba despre Primește iubirea pe care o dorești. În cartea Dăruiește iubirea care vindecă, cred că vorbim și de un proces terapeutic al vindecării, pentru că, așa cum spune Harville Hendrix, noi avem nevoie de relații, pentru că suntem ființe sociale, noi avem nevoie, pe lângă relații, avem nevoie să ne simțim cumva conectați la celălalt, la partener, și acest dialog Imago este foarte util nu numai în relația părinte-copil, cea despre care vorbim astăzi, dar chiar și în relația de cuplu. Mulțumesc mult pentru invitație. Apreciez foarte mult colaborarea noastră, mai ales că cele două colecții și cărțile dedicate părinților, dar și cuplului, sunt foarte valoroase, fiecare în parte. Adică mi-ar fi greu să aleg o carte. Fiecare în parte aduce multă bucurie și multă cunoaștere și înțelepciune atât părinților cât și cuplurilor. Și o să mă întorc la întrebarea ta.
Este un text pe care îl recomand părinților, mai ales în momente dificile, și cred că e foarte valoros sau foarte valoroasă cartea de citit acum în criză, pentru că sunt momente tensionante în care ne pierdem poate controlul în relația cu copilul, în care, nu știu, ne enervăm, țipăm, avem tendința de a-l controla. Și așa cum spun și autorii, toate aceste momente de reactivitate sunt momente care mai degrabă reflectă nevoile noastre neîmplinite și copilul ne oglindește într-un mod foarte înțelept zonele în care noi am avea nevoie să ne dezvoltăm. Practic, ce aduc autorii și face ca textul să fie un text unic, este tocmai această perspectivă a vindecării tale ca adult în relația cu copilul. Multe dintre texte sunt centrate pe cum să-l educi sau să-l disciplinezi sau cum să-l sprijini pe copil. Și din fericire autorii ne arată o altă perspectivă. Înainte de a învăța cum și diverse tehnici, ai nevoie să te înțelegi pe tine. Și te poți înțelege pe tine ca și părinte dacă te uiți la ce se întâmplă în relația cu copilul. Iarăși foarte valoros și în foarte puține cărți găsești această informație este faptul că sunt prezentate etapele de dezvoltare ale copiilor cu nevoile prioritare. E ceva ce am regăsit doar în textul lor și care este foarte util pentru părinte. E util să înțelegi că fiecare etapă de vârstare are anumite nevoi care sunt prioritare și că înțelegerea lor sau împlinirea acelor nevoi înseamnă de fapt a-l sprijini, să devină încrezător, să devină conectat cu propriile lui nevoi. Pe de altă parte, dacă noi ne uităm la nevoile noastre și la experiența noastră ca și copii în relația cu părinții și la etapele de vârstă, putem cu foarte mare ușurință, datorită cărții, să identificăm care sunt etapele de vârstă unde ne-au lipsit anumite experiențe. Nu știu, de exemplu, să zicem că dacă avem copii care sunt la o vârstă preșcolară și poate unul dintre părinți a fost mai anxios, mai temător și nu ne-a permis explorarea, atunci asta o să însemne pentru noi ca și copii o dificultate de a explora lumea, o scădere a autonomiei și are impact sigur asupra maturizării noastre ca și adulți. Deci e o carte pe care o recomand nu doar părinților, ci și tuturor adulților care sunt într-un proces de cunoaștere și înțelegere, pentru că te ajută să te uiți la copilăria și relațiile tale cu părinții în diverse etape și pentru că cartea are multe instrumente, sunt multe chestionare, multe grile, deci cumva îți oferă foarte multe repere, îți dai seama care sunt zonele sau dificultățile pe care le-ai dobândit în urma experienței cu părinții și, de fapt, unde ai nevoie să lucrezi. Dacă, de exemplu, observi că uneori ești mai intruziv în relația cu copiii tăi sau cu colegii tăi sau, din potrivă, ești mult prea permisiv, cumva, cu ușurință, citind capitolele care vorbesc despre această nevoie, te ajută să înțelegi care este cauza, care este motivul pentru care tu adesea ești foarte intruziv în relația cu copiii sau, din potrivă, care este motivul pentru care ești mai permisiv, dai mult prea mult spațiu copilului când copilul ar avea nevoie ca tu să fii mult mai prezent. Și atunci, asta e motivul pentru care eu recomand cartea profesorilor, pentru că vorbește despre etapele de dezvoltare ale copiilor, pe care foarte rar le găsim în cărți, vorbește despre nevoile prioritare ale vârstelor. O recomand părinților pentru că e felul în care ei pot înțelege istoria lor de viață, dar și a, nu știu, a adulților, tineri care nu au copii,
dar care vor să-și identifice foarte concret și precis care sunt zonele unde au nevoie să se dezvolte. Și asta face foarte prețioasă cartea, pentru că se adresează unui grup foarte larg și răspunde foarte multor nevoi și este foarte practică. Deci, repet, cumva, grilele, chestionarele sunt foarte utile și mulți profesori se folosesc de ele, mulți părinți le folosesc în a-și identifica acele zone unde au nevoie de un sprijin. Aș putea spune că o mare parte, dacă nu toate, dar o mare parte din cărțile celor două colecții menționate de tine, Terapie de cuplu, pas în doi și parentaj, foarte mulți autori și aș da două, trei nume de autori foarte dragi mie, regăsim în aceste cărți, cum spuneai și tu, studii de caz, chestionare, sfaturi, soluții practice. Mă refer aici la Alice Miller, care vorbește despre drama copilului interior, sau, eu știu, Daniel Siegel, Aleta Salter. Și te-aș întreba, noi ca părinți venim cu niște tipare, apropo de frustrări și de această perioadă în care se vede clar că cei care au o toleranță mai ridicată, mai crescută la frustrare, sunt acei părinți, să spunem, care vin cu niște tipare relaționale funcționale sănătoase, pentru că așa au văzut în familia de proveniență. Cei care au o toleranță mai scăzută și își varsă cumva frustrările și nervii pe copii, vin cu aceste pattern-uri relaționale disfuncționale. Au acestea cumva o legătură, și aici aș face o mică legătură și cu copilul interior. Faptul că cuvântul oglindire ne-a atras atenția, faptul că noi ne oglindim în copil și vedem câteodată în neputința copilului, apropo de copilul interior, vedem câteodată neputința copilului, propriile noastre, de fapt, propriile noastre neputințe, și vedem un fel de radiografie a relației pe care noi am avut-o cu proprii părinți. În momentul în care în familia noastră am avut parte sau am văzut ca model compasiune, iertare, înțelegere, empatie, bunăvoință, îngăduință, răbdare și toate aceste virtuți, noi le transmitem mai departe. În momentul în care am văzut chiar și în relațiile dintre părinții noștri, nu neapărat în relațiile dintre noi copii fiind și părinții, când am văzut lipsă de răbdare sau când am văzut nervi sau am văzut, eu știu, critici, etichetări, nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, nu o să ajungi nimic și așa mai departe, probabil că acei părinți transmit mai departe, apropo de oglindire, transmit mai departe aceste tipare și ajung să se, deși nu-și doresc, ajung să se poarte cu proprii copii cum s-au purtat cu ei părinții. Da. Da, aici cumva, pentru că ai adus în discuție două cărți la fel extrem de valoroase, apropo de cartea lui Alice Miller, cred că e una dintre primele autoare care ne aduce în conversație ideea de abuz emoțional și de neglijarea nevoilor emoționale într-un context în care nu se vorbea despre nevoile emoționale, într-un context în care, așa cum spuneai, frustrările adulților erau revărsate asupra copiilor și copiii erau mai degrabă folosiți pentru ca adultul să-și îndeplinească propriile lui nevoi neîmplinite și cumva era un cerc vicios. Și e unul din primii autori care a spus e nevoie să oprim,
e nevoie să fim mult mai conștienți noi părinții, să nu mai dăm copiilor datoriile noastre emoționale și bagajele noastre emoționale, ci să ni le rezolvăm singuri și să dăm copiilor mai degrabă libertatea de a putea să-și îndeplinească propriile lor nevoi fără să le care pe ale noastre. Da? Dacă, de exemplu, nu știu, ca mama ai sentimentul că, cum ai spus, nu sunt suficient de bună și pentru că nu știu cum să-mi împlinesc această nevoie de apreciere, nu știu, de acceptare personală și o fac folosindu-mă de copii, inconștient, nu știu, prin notele la școală, prin cum se poartă, și pun o presiune asupra copiilor și mă aștept ca copiii să mă mulțumească, să mă facă fericită, să-mi împlinească nevoi care, de fapt, nu sunt ale lor. Și faptul că ea vorbește despre un concept, cum este incestul emoțional, care e un concept dur, dar care reflectă, de fapt, cât de dureroasă este experiența unei relații mai puțin conștiente, cum spun și cei doi autori, și faptul că cumva nu suntem conștienți de propriile noastre răni, le plasăm cu ușurință asupra copiilor. Și cred că aici e important să... Aici ne ajută foarte mult lectura și foarte mult cartea, pentru că cartea e acel reper care și adesea obiectiv, pentru că în relația cu altcineva pot să am diverse comentarii și să nu-i dau dreptate, dar în relația cu cartea pot să reflectez eu ca părinte, mă pot întoarce la experiențele mele anterioare. E un ghid care mi-aduce mult mai multă claritate asupra ce mi se întâmplă, de ce am trăirile pe care le am, care sunt de fapt nevoile mele, care sunt nevoile copilului diferit de mine și să-i dau voie să fie diferit de mine și că el de fapt nu este, rolul lui nu este să împlinească mie nevoile, ci mai degrabă eu sunt un sprijin ca el să aibă propria lui identitate, propria lui voce, și să își trăiască viața așa cum are el nevoie. Sigur că e inconfortabil pentru noi ca și părinți, pentru că cumva venim dintr-o cultură în care am fost învățați mai degrabă să controlăm, să îi ghidăm într-un mod mult prea punitiv pe copii, apropo de, nu știu, atenția față de greșeală, pedepse, apropo de și de cartea lui Siegel, cât de important e să ne simțim în siguranță, cât de important e să avem acea relație, să construim acea relație de atașament sigură și, de fapt, în relația de atașament cu copilul, cumva, ne putem vedea propriile noastre răni. Și mai ales în perioada asta foarte, cu multe schimbări, multă incertitudine, multă anxietate, cred că sunt mult mai vizibile aceste răni și lectura acestor cărți ne-ar ghida foarte mult ca să înțelegem ce ni se întâmplă. Adică de ce mă irită copilul, de ce mă irită unul dintre copii, sunt, așa cum știm, cumva, poate avem mai multe tensiuni cu unul dintre copii și cu celălalt nu și trebuie să aflăm de ce se întâmplă asta, de ce reușesc să mă cert cu unul dintre ei mai mult și de ce să pot să fiu mai calmă și înțelegătoare cu celălalt copil, de ce anumite subiecte sunt foarte dificile și altele nu. Și pentru asta suntem așa, și ca părinți și specialiști recunoscători faptului că există aceste texte care pot să fie un ghid. Nu cred că e un proces pe care poți să de clarificare pe care poți să-l faci singur, da? Pentru că așa cum știm și cum se spune, cumva e dificil și aproape imposibil să rezolvi o problemă cu mintea care a creat problema, ceea ce înseamnă că ai nevoie de un alt reper în care să ai încredere. Și faptul că sunt cărți care au în spate multă știință, multă cercetare, sunt autori foarte cunoscuți, care au rezultate, e o dovadă de foarte mare încredere. Și ambele colecții au
sau sunt o selecție de cărți care sunt un reper atât în zona de relație părinte-copil, cât și în zona de cuplu și putem avea toată încrederea în fiecare dintre titlurile pe care, din fericire, voi ni le oferiți. Da, în timp ce te ascultam, mă gândeam, pentru că ai menționat puțin mai devreme și de partea aceasta punitivă, invocând-o pe Alice Miller, mă gândeam la conceptul ei de pedagogie neagră, aceea că nici pedepsele și nici recompensele nu sunt bune în educația unui copil. Faptul că niciodată pedeapsa, indiferent că vorbim despre abuz de limbaj, abuz emoțional, abuz fizic, violență, dar nici recompensele, pentru că la un moment dat, discutând cu mult, mult timp în urmă, într-o emisiune, vorbeam de acest cerc vicios al recompenselor. Dacă recompensezi de fiecare dată copilul pentru ceva, ceea ce ție ca părinte ți-a adus satisfacție, apropo de note mari, da? Și de competitivitate la școală, unde ajungi cu recompensa? Și vorbim aici de recompensă fizică, da? Îi cumperi un cadou pentru că a venit cu o notă bună, după aceea mai cumperi ceva pentru că a fost cu minte sau și tot așa, și aici poate să apară cumva și un soi de, aș spune eu, mic șantaj emoțional din partea copilului, și anume faptul că el nu-și mai găsește motivația interioară pe care ar trebui să i-o insufle părintele, găsește, bineînțeles, o motivație exterioară în acele obiecte. Dacă iau nota pe care și-o dorește tata sau mama, eu sunt sigur că voi primi ceva, pentru că așa m-au obișnuit. Pe lângă aceste cărți, cum este și Dăruiește iubirea, care vindecă, ghid pentru părinți, Herbert Hendrick și Helen Hunt, și pe lângă, eu știu, ateliere, uite, emisiuni, conferințe, seminarii și așa mai departe, în procesul acesta al vindecării relației părinte-copil ajută și psihoterapia? Și acum, normal că vorbești în calitate de psihoterapeut, singur, punând accentul pe partea aceasta clinică. Da, da. Aș vrea să am, să zicem, o completare la ce spuneai tu anterior, înainte de întrebarea ta. Apropo de recompense, pedepse, cred că perioada asta în care ne-am dat seama că noi cu toții, și noi și copiii noștri, avem nevoie de o toleranță, cum ai spus, crescută la frustrare. Toleranța crescută la frustrare o putem crește tocmai dacă avem acea motivație interioară despre care ai vorbit. Și asta e motivul pentru care avem nevoie să-l sprijinim pe copil să devină mai, să aibă un autocontrol mai bun, să nu funcționeze pe gratificare imediată sau gratificare materială, apropo de, nu știu, diverse lucruri pe care îi le putem oferi. Și că da, e foarte important să-i oferim copilului ce are nevoie sau lucruri care îi plac, dar să o oferim necondiționat. Și tot ce ține de învățare, de citit, de studiu, lucrurile importante pentru el, să fie reglate intern. Să aleagă el să citească. Și sigur, s-ar putea ca mulți părinți să vină cu întrebarea, dar nu citește și atunci nu am ce să fac. Și da, am nevoie să-i creez un context care să îl apropie de carte, pentru că uite cât de valoros este și pentru noi, părinții, să citim, pentru că ne descoperim o lume și ne putem da sens lumii noastre interioare datorită cărților. Deci asta așa ca o paranteză. Sigur că cred foarte mult în psihoterapie, pentru că asta fac de 20 și ceva de ani, pentru că știu cum, în primul rând, văd cum este relația mea cu copiii mei,
copiii mei acum sunt adolescenți și mă bucur foarte mult de această perioadă. Mi se pare o perioadă extraordinară și o perioadă în care pot să-i văd, pot să le văd, pot să văd, de exemplu, diferențele între mine ca mamă și cum sunt ele, pot să văd și care sunt, poate, nu știu, zonele mai sensibile ale fiecăreia și să le sprijin. Însă cred că acest proces e posibil, așa cum scrie și Siegel, tot într-o relație. Adică ai nevoie să te vindeci în relația cu altcineva. Și adesea acel altcineva, sigur, pe lângă toate cărțile și cursurile la care mergem, poate fi un mentor sau un terapeut care te poate sprijini să vezi lucruri care îți sunt dificil să le vezi, să capeți acea claritate de care ai nevoie, să ieși din paradigma, nu știu, poate de victimă sau de învinovățirea celorlalți sau de neclaritate sau confuzie, discutând cu el. Și practic ai cel puțin două mari câștiguri. Unul este, cum spune și Siegel, este cel reparenting, adică într-o relație cu un alt adult reușesc să învăț ce înseamnă o relație sănătoasă, vindecătoare, și relația terapeutică este acel spațiu sigur, de încredere, uneori inconfortabil, nu? Ca orice relație cu un părinte, dar care te sprijină să devii adult. Și acest proces de maturizare emoțională a noastră ca adulți, pentru că la un moment dat, de exemplu, cineva spunea la un curs pe care l-am avut cu părinții că își dă seama cumva că se percepe, se vede ca un copil crescând copii. Și mulți dintre noi, în multe etape, în anumite zone am fost copii și am crescut copii. Iar copiii noștri au nevoie de adulți. Și ca noi să devenim adulți și maturi emoțional, avem nevoie de acest sprijin. Și cred că psihoterapia ar fi foarte valoroasă să devină mult mai accesibilă. Adică să nu căutăm un sprijin atunci când avem o criză, când lucrurile merg prost, ci mai degrabă să o percepem ca un ajutor pentru a preveni momentele dificile, nu știu, rupturi în relații, chiar divorț, apropo de viitoarele cărți, rupturi în relația cu copiii, apropo de, nu știu, părinți care, sau copii care nu-și mai, și părinți care nu-și mai vorbesc, sau relații foarte, foarte tensionate. Și dacă cerem ajutor mult mai devreme, și sprijinul, avem șansa ca relația cu copiii să fie una foarte sănătoasă pentru, atât pentru părinți cât și pentru copii. Din fericire, ce observ eu, lucrând de atât de mulți ani, lucrurile s-au schimbat și din ce în ce mai mult, mai ales cupluri tinere, vin să ceară un sprijin pentru copiii lor sau pentru viitorii lor copii înainte ca să apară problemele. Sau în anumite etape, de exemplu, nu știu, dacă e pregătirea pentru grădiniță sau pentru școală, vor să știe ce au ei de făcut și pot să facă cu ușurință pentru a preveni dificultățile în relația cu ei și dificultățile copiilor. Și cred că aici ar merita cumva să contribuim fiecare în a promova acest ajutor și această, nu știu, atitudine care înseamnă că dacă vorbești cu un specialist sau dacă citești o carte sau mergi la un curs, nu înseamnă că ai probleme, nu înseamnă că nu te descurci singur, pentru că nu ar trebui să te descurci singur, înseamnă că ești foarte preocupat și e foarte importantă familia pentru tine. Și pentru că e foarte importantă familia pentru tine, ai nevoie de foarte mult sprijin, pentru că sigur, singur nu reușim. Sunt atât de multe informații, sunt atât de multe lucruri pe care le avem de descoperit și nu le putem descoperi decât în relația cu ceilalți.
Mulțumesc foarte mult, domnica Petrovai. Mulțumesc. Noi ne vom mai întâlni cu domnica într-o altă ediție a pastilei de lectură, vorbind despre un autor foarte drag nouă, care a fost invocat de câteva ori în discuția noastră de astăzi. Este vorba despre Daniel Siegel. Astăzi am vorbit la pastila de lectură despre cartea Dăruiește iubirea, care vindecă, ghid pentru părinți, de Harvey Hendrick și Helen Hunt, cu domnica Petrovai, psihoterapeut, fondator Școala pentru Cuplu și Mind Education. Cu același mesaj, ca de fiecare dată, nu uitați de campania Școala Părinților Implicați. Până pe 19 mai puteți intra pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, și puteți achiziționa cărțile din colecția Parentaj, cărțile dorite. Mulțumesc foarte mult, domnica, și ne revedem la o nouă ediție a pastilei de lectură. Noastră să aveți o zi minunată în continuare și, de ce nu, lectură plăcută. La revedere!